8. Wineski a avut dreptate al naibii, îl informă Harry London pe Nim Goldman. Puștiul are 18 ani. Apropo, și abia a ieșit din școala profesională, s-a pierdut și a dat totul afară. Apoi, Wineski și Brown au folosit cele aflate de la el ca să stoarcă mai multe informații de la ceilalți doi. Trecuseră patru zile de la confruntarea și arestările din Zaco Building. Imediat după evenimente, London îi raportase scurt lui Nim. Acum, ca musafir la masă al lui Nim în salonul de masă al funcționarilor superiori din sediul GCPNL, oferea detalii suplimentare. dă drumul, spuse Nim, mai zim. Se întrerupseră pentru a degusta dumicați mari de stufa de miel, o populară specialitate a zilei pentru care bucătarul șef era mult apreciat. Păi, conform lui Boris Uineschi, când l-au interogat pe malacul ăla, Chesner îl cheamă, n-a prea vorbit. E și retare o arestare la activ, nicio condamnare. Cel mai vârstnic, care lucra la derivația pentru gaz, a dat pe gură câteva chestii pe care nu le știam, după care a amuțit și el. De acum însă, nu mai conta. Poliția avea toate informațiile importante și camionul. A, da, camionul. Poliția l-a confiscat? Pe toți dracii, da, Deloc surprinzător, glasul lui London suna fericit. În ultimele câteva zile avusese o stare proastă. Mașina era încărcată cu și mai multe dovezi de ilegalități decât au fost lăsate pe jos la Zaco Building. Erau acolo contoare electrice, sigilii, chei și inele de încuiat, cabluri de ocolit contoarele, tot ce vrei și ce nu vrei. Și aproape toate erau furate. Firesc, așa ceva nu se cumpără pe piața liberă. Un lucru pe care am ajuns să-l credem e că cei de la... Quail, au un ajutor chiar aici, în sânul companiei, care a fost sursa lor de materiale. Acum lucrăm la identificarea complicelui. Firma Coil? Întrebănim: Ce s-a descoperit despre ea? Destule. Mai întâi erau suficient de multe obiecte incriminatoare în camion și în Zaco Building pentru ca Wineschi să nu ceară un mandat de percheziție la localul Coil. L-a cerut și l-a obținut imediat. Rezultatul? Poliția era acolo încă înainte ca aia de la Coil să fie aflat măcar că le-au fost arestați oamenii. Vezi să nu ți se răcească stufatul, îl povățui nim. E bun. Te cred. Arâncează și tu ca să mănânc aici mai des, bine? Continuă să obții rezultate de soiul ostura de săptămâna trecută și ai să poți ajunge aici cu regularitate încă înainte să apuci să-ți dai seama. Salonul de masă, rezervat pentru vicepreședinții companiei și alți superiori, plus invitația acestora, era modest ca mărime și decor, astfel ca să nu dea impresia de opulență când erau aduși înăuntru oameni din afară. Dar mâncarea era excepțională. Calitatea ei o depășea pe aceea de la bufetul expres al personalului general, amplasat la un etaj inferior. Revenind la Coil, electrică în gaz, spuse London, mai întâi au avut activitate legală, mărișoară cu un parc de 25 de camioane. Mai au și o rețea de subcontractori, firme mai mici, cărora le plasează comenzi. După cum se arată acum, și din nou îl citesc pe locotenentul Wineschi, el și-a folosit latura legală a activităților ca acoperire pentru furtul de energie în care s-au aruncat în stil mare. S-au găsit mult mai multe materiale în incinta firmei, de același soi cu cel din camionul pe care l-au trimis la Zaco. Spune-mi un lucru, cerunim. Dacă o companie cum e Coil a început prin a respecta legea, de ce Dumnezeu să se fi băgat în furtul de curent? London ridică din numeri. Cel mai vechi motiv din lume. Bani. O parte e deducție, dar după cum se asamblează piesele, reiese că, la fel ca o mulțime de firme în zilele noastre, Coil are de furcă să scoată profituri mari din cauza prețurilor ridicate. Dar munca ilegală aduce mari profituri. De ce? pentru că pot factura de 5, 6, 7 ori poate față decât ar face pentru comenzi obișnuite. Iar instituțiile pentru care lucrează, ca Zaco Building, sunt încântate să plătească fiindcă se așteaptă la economii și mai mari în costurile lor. Un alt lucru pe care nu trebuie să-l uiți nim, este că până nu de mult totul a fost ușor. Mizidicuri, le-a mers. După cum sună toate astea, încă mai e destul de descălcit? Un ghem mare de câlți confirmă London și ar putea trece luni de zile până să se limpezească tot peisajul. Deocamdată însă, două lucruri ne sunt de folos. 1. Biroul procurorului districtual e realmente interesat, au dat cazul unui procuror, iar Wineschi lucrează cu el. 2. Firma Coil a păstrat documente detaliate asupra tuturor lucrărilor ei și ale subcontractorilor. Iar poliția are documentele astea? Exact, doar că de acum le poate căpăta și procurorul districtual. Au apărut în timpul cercetării. O problemă e aceea că nu există nimic care să arate care lucrări au fost legale și care frauduloase. Ăsta e domeniul unde ajută oamenii din departamentul meu. În ce fel? Verificăm fiecare lucrare efectuată de compania Coil în ultimul an. Un lucru pe care îl indică documentația lor, ordinele de muncă, este exact ce materiale s-au folosit în fiecare caz. Dacă putem demonstra că au fost furate sau utilizate în scopuri ilegale, și în multe situații reiese că vom putea, procurorul districtual o să aibă un caz mare și gras de instrumentat. Nim medită digerând informațiile pe care le primise. Întrebă. Cum rămâne cu compania proprietară a Zaco Building și celelalte persoane pentru care Coil a prestat servicii ilegale? Presupun că îi vom urmări și pe ei în justiție. Cum să nu? Ar trebui să existe consemnări ale plăților către Coil în registrele de la Zaco și ceilalți, ceea ce deschide o întreagă altă latură a cazului. Glasul lui London reflectă un entuziasm crescând. Îți spun eu, Nim, am descoperit un cuib de șobolan graș. Prevăd că unele nume ilustre din orașul ăsta au să se umple de noroi până se termină toată povestea. Președintele va dori un raport amănunțit și rapoarte despre ce progrese facem. Pe urmă, o să le primească și tu la fel. Cum stai cu personalul? Poți să te descurci în toate astea cu oamenii pe care i-ai acum? Încă nu sunt sigur, Nim. S-ar putea să am nevoie de ajutor. Dacă da, îți dau de veste săptămâna viitoare. Ce s-a întâmplat cu cei trei care au fost arestați? Au ieșit pe cauțiune. Poliția protejează puștiul ținându-l ascuns pentru că intenționează să-l folosească drept martor al acuzării. Apropo, un lucru pe care l-a spus a fost că numai unele dintre echipele de la Coil, cele de încredere, au lucrat la instalații pentru furci energie. Dacă ne putem restrânge la care echipe, investigațiile vor deveni mai ușoare. Un singur lucru mă nedumerește, spuse Nim. De vreme ce treaba ilegală de la Zaco Building era deja făcută, de ce s-a întors acolo echipa de la Coil? Asta e una de să mor de râs, răspunse London. Să râs de ei. După cum a prins puștiul din auzite și i-a spus lui Wineski, cineva în temă de la Zaco a auzit un zvon despre pânda noastră, a lui Art Romeo și a mea. L-a îngrijorat așa că au hotărât să nu mai fure atât de mult, iar ceea ce făceau ăia trei acolo era să modifice lucrarea de mai înainte. Dacă o lăsau bine mersi în pace, am fi putut fierbe pe veci în suc propriu așteptând. Că tot veni vorba de fiert, spuse Nim, mai ia puțin stufat. Mai târziu, în cursul după amiezii, în timp ce Nim era împreună cu G. Eric Humphrey, în apartamentul de birouri al președintelui, descrise conținutul raportului pe care îl prezentase șeful protecției proprietății. L-ai putea privi ca pe un mic dar de Crăciun, spuse Nim. Humphrey își exprimă scurt aprobarea, zâmbind auzind aluzia la Crăciun, până la care mai erau cinci zile, apoi abandonă subiectul. După cum era Nim conștient, alte probleme cântăreau mai greu în mintea președintelui. Unul era Tanipach, un altul apa, al treilea era petrolul. Audierile asupra cererii de licență a GCPNL pentru Tanipach înaintea Comisiei pentru Energie din California, continuau chiar mai încet decât se prevăzuse, ritmul lor fiind descris în ajun de Oscar O'Brien, un melc în comparație cu un supersonic. Evident, abia peste luni de zile prezentul stadiu, cel din tâi al dezbaterilor, avea să se încheie cu perspectiva etapelor ulterioare, întinzându-se pe mai mulți ani. Alături de aceasta, celelalte audieri conexe, în fața Comisiei Utilităților Publice, între a Consiliului Calității Resurselor de Apă și a Consiliului Resurselor Atmosferice, nici măcar nu începuseră. Ca rezultat, O'Brien își revăzuse aprecierea anterioară că procedurile de licențiere vor dura între 6 și 7 ani. După cum merg lucrurile, raportase el cu o zi în urmă, ar putea trece 8 ani, 10 chiar, înainte de a obține permisiunea să începem construcția, presupunând că o vom obține. Cât despre celelalte centrale propuse, inclusiv hidrocentrala cu pompe de la Devil's Gate și geotermală de la Finchestel, progresul era la fel de lent și deprimant. Și în tot acest timp, după cum își dădeau seama, Eric Humphrey, Nim și ceilalți din ierarhia GCPNL se apropia tot mai mult o zi a recunoașterii, o zi când cererea publică avea să depășească de departe ceea ce se putea produce cu facilitățile existente. În ziua aceea și după, uzinele neconstruite de la Tanipa, Finchestel, Devil's Gate, et al. aveau să fie dorite cu disperare, dar în van. Apa era al doilea motiv de preocupare al președintelui. În pofida a două furtuni de iarnă însoțite de ploi, precipitațiile fusese până în prezent alarmante reduse în California. Rezervoarele golite în urma unei secete anterioare se prezentau mult sub nivelul normal pentru a treia săptămână din decembrie. Iar zăpada, care de obicei cădea din Belșug în Sierra Nevada și prin alte părți, fusese deosebit de puțină sau chiar inexistentă. În anii bogați în precipitații, zăpada de iarnă însemna bani în contul bancar al uriașelor utilități publice ca Golden State Power and Light. Când zăpada se topea primăvara, torente și râuri umflate se rostogoleau în jos, umplând lacurile de acumulare care aveau să alimenteze o vastă rețea de hidrocentrale în timpul verii ce urma. Acum, conform estimărilor ce se dăduseră lui Eric Humphrey, energia hidroelectrică din anul următor putea fi redusă cu 25% din cauza lipsei de apă curgătoare. Apoi, petrolul. Pentru Golden State Power and Light, la fel ca și pentru alte companii de utilitate publică în lungul ambelor coaste litorale, petrolul reprezenta cel mai mare semn de întrebare, cea mai mare îngrijorare potențială din toate. Nu mai departe de acea dimineață, în Chronicle West, un redactor comentator rezumase situația. Pericolul legat de petrol s-a strecurat ca un tigru prin savană, în vreme ce noi nu observăm sau nu voim să observăm. A început cu declinul dolarului Statelor Unite acum câțiva ani. Verzișorul nostru, o respectat, dar care nu mai are putere, nu mai e prețios ca aurul, căci acoperirea în aur a dolarului a fost anulată în timpul președinției lui Nixon. Apoi, în timp ce dolarul se prăbușea datorită incompetenței și politicii de la Washington, națiunile exportatoare de petrol din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și de Est, Indonezia și Venezuela și-au mărit prețurile în dolari într-o încercare de a păstra paritatea. Nu au reușit. Dolarul continuă să se scufunde precum soarele l-a apus, valorând din ce în ce mai puțin în termenii reali valori pentru că Statele Unite au plătit și continuă să plătească pe petrolul de import mult mai mult decât câștigă cu exporturile. Și pe măsură ce tot mai mulți dolari luau drumul Arabiei Saudite, al Iranului și al altor țări, alții erau tipăriți de trezoreria SUA, depreciând și mai mult valoarea dolarului. După aceea am fost martorii unor experiențe interimare, plata lui prin intermediul unui coș de târguieli, fiind una dintre ele. Aceasta e un eufemism bombastic pentru amestecul de mărci germane, gulden, franci francezi și elvețieni, lire sterline, yen și dolari. Dar și acest procedeu s-a dovedit ineficient, căci dolarul și lira depreciate au tras coșul în jos. În cele din urmă, națiunile producătoare de petrol au cerut ca plata să se facă în singura monedă care, în lunga istorie a acestei lumi, nu și-a diminuat niciodată valoarea aurul. Statele Unite au refuzat. Încă mai refuză. Bineînțeles, putem percepe punctul de vedere al trezoreriei Statelor Unite. Nu le-a rămas atât de mult aur după ce au irosit cantității enorme în încercări zadarnice de a demonetiza aurul. De fapt, la Fort Knox și în băncile Rezervei Federale, n-a mai rămas decât strictul necesar pentru a plăti factura petrolului pe anul următor. În schimb, tezaurul Statelor Unite, care timp de peste un deceniu s-a bazat pe tipografiile de bancnote fără nicio acoperire, pentru a-și plăti datoriile, s-au oferit să zorească tipografiile și să producă și mai mulți dolari de hârtie. Dar de asta dată, națiunile producătoare de petrol nu s-au mai lăsat. Au spus, efectiv, dacă vrem bani de hârtie, nii putem tipări singuri, fără a ne vinde petrolul ca să-i obținem. Și la fel ca legendarul spălător chinez, care insista, nu bănuțel, nu spălățel, acum ne amenință. Nu dați auri, nu dăm petrol. Așa că se pare impasul e iminent. Adevărat, petrolul n-a încetat să curgă încă. La fel de adevărat, ar mai putea trece un an mai bine până va înceta. Între timp, discuțiile dintre guverne continuă, așa că ar fi posibil un compromis. Om trăi și om vedea. Nesiguranța generală cu privire la petrol era un amenințător nor-negru asupra GCPNL Întrucât aproape jumătate din capacitatea generatoare a companiei depindea de petrol, combustibil în cea mai mare parte de import, gazele naturale, care cândva existaseră la discreție pentru generarea de curent electric, erau deja pe terminate. Astfel, perspectiva unei crize simultane de petrol, gaze și apă era un lucru la care Eric Humphrey, Nim și alții din conducere preferau să nu se gândească și se cutremurau atunci când o făceau. Există vreo șansă, credeți în întrebă Eric Humphrey pe Paul Sherman Yale, ca guvernatorul să se răzgândească și să dea o aprobare a proiectului nostru Tanipach? La urma urmei, cu o criză de petrol și gaze în curs și cu energia nucleară, încă în limbă, ce argument mai puternic ar exista în favoarea unei termocentrale cu cărbuni? Domnul Yale li se alăturase lui Humphrey și Nim la scurt timp după raportul acestuia din urmă privind furtul de energie în ajun noul și distinsul purtător de cuvânt al GCPNL fusese în sacramento la Capitoliu de Stat. Guvernatorul recunoaște acest argument, spuse el, și o șcilează. M-am văzut cu el ieri și am insistat să fac o declarație pro tanipah Aș spune că șansele de a o face sunt 60 la 40. Mă bucur să o aud. Humphrey se lumină la față vizibil, iar Nim își spuse încă o dată s-a demonstrat înțelepciunea președintelui de a fi angajat pe Paul Yale. Yale părea capabil să intre în biroul guvernatorului fără a se anunța în prealabil, oricând dorea și același lucru era varabil și privind accesul la legislatorii superiorului. Vă pot spune, domnilor, zise Yale, că în Sacramento lumea își face o mulțime de griji cu petrolul. Cei cu care am stat ieri de vorbă, printre care guvernatorul, Văd raționalizarea benzinei ca fiind în curând inevitabilă, indiferent că se rezolvă sau nu prezenta criză. Personal, spuse Humphrey, aș considera asta un lucru bun. Felul în care nordamericanii au folosit mașinile, mai ales pe cele mari, risipind benzina ca și cum ziua de mâine nici n-ar exista, a fost grosolan și dezgustător. Europenii pe bună dreptate ne socotesc irresponsabili. Nim rezistă un impuls de a-i aminti președintelui de propria sa mașină mare. În loc de asta, îi spuse lui ei. Sper că la Sacramento e clar că producerea energiei electrice e o aplicație mult mai ieftină a petrolului decât în funcționarea automobilelor. Paul Sherman Yale surse. Te asigur că nu pierd niciun prilej, public sau privat, de a sublinia acest lucru. Nim își aminti că Yale subliniase chestiunea public în urmă cu o săptămână o făcuse într-o emisiune TV, întâlnire cu presa din stat, unde, ținând seama de timpul trecut de la numirea sa, fostul magistrat asociat se dovedise remarcabil de cunoscător al afacerilor GCPNL. Privind acasă emisiunea, Nim simțise din nou regretul de a nu mai fi purtătorul de cuvânt al strategiei companiei. Cinstea însă îl obliga să admită că ei își făcea superbă datoria. Gândurile lui Eric Humphrey reveniseră la discuția despre petrol. Uneori mă gândesc că dacă aș fi arab, aș refuza dolarii de hârtie pentru petrolul meu și aș pretinde aur sau cel puțin o monedă cu acoperire în aur. Mă întreb dacă Statele Unite vor ceda și vor folosi o parte din aurul nostru, fie chiar pentru puțin timp. Avem măcar atât de mult pe cât se crede? Întrebă Nim. Se pare că planează unele îndoieli. Humphrey părut surprins, domnul ei nu, un zâmbet vag îi plutea pe buze subscriu unui buletin informativ financiar, buletinul internațional Harry Schulz. Urmănim. Adesea există lucruri care se dovedesc a fi adevărate, dar ziarele nu par a voi să le publice. Schulz a scris despre doi oameni. Un avocat din Washington, dr. Peter Better, care a fost consilier la Banca de Import-Export a Statelor Unite, și Edward Darrell, un industriaș american. Amândoi strigă, fraudă, în legătură cu aurul de la Fort Knox, declarând că s-ar putea să fie mult mai puțin decât crede lumea. Paul Sherman Yale dădu din cap. Destul de puțini oameni din Washington au auzit de aceștia doi, dar nu mulți ar recunoaște -o. Incidental, și eu subscriu la buletinul lui Schulz. Ceea ce susțin Better și Darrell, îi explică nim, lui Humphrey, e că aurul de la Fort Knox n-a mai fost revizuit corespunzător din 1953. Mai pretind și că partea cea mai mare din aurul rămas e impur, din monestopite care conțineau argint, cupru și antimoniu, pe care președintele Roosevelt le-a rechiziționat când a fost scoasă în afara legii deținerea aurului de către cetățenii americani. Acest unic fapt a coborât holdingul de aur cu 20%, poate chiar mai mult. N-am mai auzit asta, spuse Humphrey. Interesant. Și mai urmează continuă nim. Se presupune că în criza dolarului din 1960, o mare parte din aurul Statelor Unite a fost folosit pentru a sprijini dolarul cu intenția de a fi pus pe urmă la loc, ceea ce nu s-a făcut niciodată. În acest caz, întrebă Humphrey, de ce se ține secret? Asta e ușor de răspuns, interveni Paul Yale. Dacă restul lumii ar crede că Statele Unite nu au aurul pe care îl declară, ar urma o nouă alergare a dolarului, panica vânzătorilor. Adăugă gânditor. Am auzit la Washington zvonuri despre aurul acela lipsă. Se spune că fiecare nou secretar al tezaurului jură să păstreze secretul, apoi îi se spune care e realitatea. Un lucru este clar. Guvernul n-ar permite o revizuire independentă a aurului de la Fort Knox. Ridică din nume. N-am nicio cale de a afla dacă afirmațiile lui Better și Darrell sunt adevărate. Dar s-au întâmplat lucruri și mai stranii, mai ales la Washington. Eric Humphrey oftă. Există momente, îi spuse el lui Yale, când mă trezesc dorindu-mi ca asistentul meu să fie mai puțin informat, să citească mai puțin, iar din când în când să-și mai înfrâneze mintea aia lui scoditoare. Ca și cum n-aș avea destule de ce să mă agit. Tanipah, cărbuni, apă, gaze, petrol, acum mai mi-a venit și cu aurul.